Am venit de la cumpărături, fetelor, și am cumpărat pentru uși niște chestii dintre astea, uitați aici, ca să nu intre aerul și să nu se vadă pe sub ușă. Și o să le pun așa, uitați ce fain vine aici puse, pentru că eu am niște burete aici pus, care să nu intre aer, să nu intre miros, să nu intre nimic. Și o să pun astea, o să le tai la mărime și o să pun astea, că rămân mai discrete decât astea, că astea sunt dintr-alea, cum îi zice, din burete. Și astea sunt așa un fel de plastic și hai să vedem ceva, să vă arăt ce mi-am cumpărat. Fetelor, uitați aici, aici în partea asta. Așa, uitați aici ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat o cămășuță de noapte, mi-a plăcut foarte mult. 6 euro am dat pe ea. O cămășuță, îmi place mult că ține căldură seara și este așa prușată pe dinăuntru, știți? Când vreau să mă pun în pat, să mă pun cu pijamăluța, o pot pune pe dedesubt și uitați ce mi-am cumpărat eu. Despre ce vorbim? O lumânare parfumată. Așa. Și mi-a plăcut acest obiect atât de frumos și discret. Și asta, n-am putut să-i rămân fără ea, să nu o cumpăr de Crăciun pe masă și nu mai trebuie să ai un centru pentru masă. Înțelegeți voi, fetelor? Și asta vine, uitați așa. Uitați ce interesantă este. Are două lumânări înăuntru, adică are două pentru ca să prinzi două lumânări. 5 euro a costat, dacă vă întrebați. Cam scumpă. Ui, stai să nu-i rup ăsta, pentru că nu vreau să... Că îmi place foarte mult cum arată cu fonta aia. Așa, ok. Asta e așa. Uitați așa. Ia uitați așa. Așa, să nu-i stric fontița. Așa, că îmi place mult cum îi dă un... Îi dă așa un... Așa. Și aici și înăuntru, fetelor, are, uitați, pentru două lumânări, uitați. Miroase superb. Și când este gata lumânarea, o poți folosi de bomboneră, adică pentru caramele, pentru gumă, pentru ce dorești. Uitați aici cât e de frumoasă. Vedeți? Și după ce este gata, o poți folosi de bomboneră. Uite, când vrei să o stingi, uite, să-ți pune numai capacul să stinge singură și nu iasă mirosul împrăștiat prin casă de la lumânare. Și aici așa am luat ăsta. Este așa ca un centru de masă. Mi-a plăcut foarte mult. Așa. Și aici aprindem lumânare, dar uite că am aici o lumânare un pic folosită și deocamdată o să o aprind pe asta. Și o pot pune în borcanul ăsta, să fie mai înaltă, ca să se vadă mai bine. Ia uita și miștoul ei. Și se potrivește cu mobila mea, că e așa mai rustic. Îl poți pune în salon, unde dorești. Uitați cât îți de frumoasă și îți dă energie pozitivă, foarte, foarte bună. Ce părere aveți? Vă place, fetelor, cumpărăturile mele? Asta e mișto tare. Și când vreau să sting, uitați. Pui capacul și gata, s-a stins. Gata. Ia uitați. Și nu iasă mirosul în casă, uite. Îi pui capacul și nu iasă mirosul. Rămâne acolo, mocnit. Hai, vă pupă, Cristin!